because we have a number of other cultural assets here in the community. Mulțumesc, Crăreș, este un privilegiu pentru noi să ne aflăm aici și este un privilegiu să putem susține acest proiect cultural, așa cum am susținut și alte proiecte culturale aici în România. I would like to introduce you to my wife, Libby Gittenstein, and Libby is the person who introduced me to the Sound of Music. Aș vrea să vă prezint pe soția mea, Libby Gittenstein. Ea este persoana care mi-a prezentat mie spectacolul Sunetul Muzicii. So it was 1966, and it was in North Carolina at Duke University, and Libby was 17 years old, and I was maybe 19 years old. Pe atunci eram în anul 1966, studiam la Universitatea Duke. Libby avea 17 ani, iar eu aveam 19 ani. And the movie Sound of Music had just come out. And that was the first movie that I took Libby to on our very first movie day. Filmul Sunetul Muzicii abia atunci apăruse în cinematografe și a fost primul film la care am mers împreună cu Libby. Now, I had actually seen Julie Andrews perform in My Fair Lady in New York City with my parents, but I did not see the original Broadway production of My Fair Lady. Sound of Music, but the movie was phenomenal, and you know the story. O văzusem anterior pe Julie Andrews în New York, fusesem la spectacolul My Fair Lady împreună cu părinții mei, însă nu reușisem să văd piesa pusă în scenă pe Broadway, Sunetul Muzicii, însă filmul a fost extraordinar. So Libby was my Julie Andrews. Așadar, so the musical Sound of Music was a special musical in our household, and as a matter of fact, one of the songs in the Sound of Music became my daughter's favorite song, and she sang it and she danced to it at her wedding about 5 years ago. Producția Sunetul Muzicii a avut un rol special în familia noastră, iar unul dintre cântecele din Sunetul Muzicii este cel pe care a dansat fiica noastră la nunta ei. But I think the thing that, not simply the music, that I love so much about Sound of Music was the story. And the fact that the storyline is about a culture that's being attacked by authoritarian and totalitarian rule. Însă ce-mi place la producția Sunetul Muzicii este nu doar muzica, ci și povestea. Povestea care vorbește despre o cultură ce a devenit ținta unui regim totalitarist. But in the song Edelweiss, the story goes that the Count reaches back to the proud cultural history of his country, like this country is doing today. Cântecul Edelweiss, Floarea de Colț, în cântecul Edelweiss se spune că acest cânte, practic, face apel la cultura veche a țării sale, exact așa cum se întâmplă aici în România. And we are proud that in many ways we can help you do that and find your own cultural history. Suntem mândri că vă putem ajuta să vă găsiți istoria culturală. So thank you very much and on with the show.